Bună, sunt Cristina, sunt alături de Silviu de la Shark Racing. Bună, Silviu! Bună! Ce părere ai de meciul din seara aceasta? A fost un meci echilibrat, am primit mai multe goluri în prima repriză, dar am revenit în a doua. A fost teren ud, ne-a îngreunat munca ambelor echipe și ne pare rău că s-a terminat egal. E mai greu în cupă acum cu punctele. După scorul de la pauză, 4-1, ați crezut că o să ajungeți la, la scorul de 6-6 la final? Da, de ce nu? Puteam să și câștigăm. Am avut trei ocazii clare, colegii mei și chiar și eu am ratat una. Asta e, n-a intrat, poate data viitoare va intra. Păcat că era o echipă din Liga 1 și aveam ambiție mai mare pentru meciurile cu echipele din Liga 1. Ați avut emoții când ați intrat pe teren? Nu, e o întrebare standard. Mă gândeam că dacă ați aflat că jucați cu o echipă din Liga 1, ați venit cu emoții. Nu, toți băieții au mai jucat în competiții, știu cum e în competiții, asta e, așa s-a întâmplat. Cum ți se pare că s-au descurcat băieții tăi în seara aceasta, ești mândru de ei? Normal, în a doua repriză am jucat mai bine decât ei, ei au tras de dor la poartă și ne-au dat un gol, noi am dat mai multe goluri și am și ratat pe lângă, puteam să câștigăm. Ok, îți mulțumesc mult și baftă în continuare. Mersi și eu, pa! O seară bună! Nu uitați să dați like paginii Liga Prietenii, să vizitați site-ul oficial ligaprietenii.com, să le mulțumim sponsorilor de la Cipita Stars. O seară bună, vă pup!